Bilanțul pierderilor cauzate de pesta porcină africană în România este dezastruos. Membrii Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România au dat astăzi publicității cifre îngrijorătoare și solicită autorităților aplicarea de măsuri ferme care să stopeze evoluția pestei porcine. Din păcate, la un an de la apariția primului focar de pestă porcină în România, asistăm neputincioși la o evoluție explozivă a bolii și la o difuzare a virusului prin vectori multipli care nu au fost înregistrați în alte țări unde boala este încă în evoluție. Prezența virusului a fost identificată și în ferme comerciale de dimensiuni medii și mari, ceea ce va produce pierderi economice însemnate și, prin pierderea locurilor de muncă, va avea grave consecințe sociale. Se arată într-un comunicat de presă al Asociației Producătorilor de Carne de Porc. Pesta porcină africană evoluează în prezent în 11 județe, în 178 de localități, cu un număr total de 803 focare. În total au fost eliminați 140.531 de porci afectați de boală, conform datelor ANSV. VSA. Crescătorii de porci cer ferm autorităților implementarea unor măsuri care să diminueze pagubele provocate de flagelul pestei. Iată ce măsuri propune Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România. Coordonarea unitară între diferitele autorități ale statului, interzicerea imediată a creșterii porcilor în spații libere, interzicerea târgurilor de animale vii pe întreg teritoriul României, precum și a comerțului, transportului și a sacrificării porcilor fără autorizație sanitar-veterinară, interzicerea prin lege ca abatoarele să sacrifice și să pună pe piață carne de porc provenită de la porci crescuți în exploatații non-profesionale. Intensificarea controlului de frontieră pentru a preveni introducerea în țară de produse de origine animală contaminate cu virusul pestei porcine. Controlul rutier al transporturilor de animale vii. Informarea și educarea populației prin campanii naționale eficiente. Puține sunt județele din România unde nu a ajuns încă pesta porcină și unde autoritățile au luat măsuri pentru a ține boala la distanță. În județul Cluj, de exemplu, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Controlul Alimentelor a impus fermierilor și crescătorilor de porci să dezinfecteze spațiile unde cresc animalele. Ba chiar din bugetul județului s-au alocat bani pentru cumpărarea de soluții dezinfectante ce vor fi duse în gospodăriile oamenilor și în fermele de porci. Nu este nicio problemă, nu este nicio suspiciune, nici un focar confirmat. Programul Bazna și Mangrița merge în continuare fără niciun fel de probleme. Nu avem restricționări în vederea mișcării animalelor de la gospodărie la alta, doar târgurile momentan sunt, târgurile animale sunt închise. În județul Cluj există un efectiv de aproximativ 100.000 de porci.